Echipa de conducere a Spitalului Municipal de Urgențe Roman a fost completată prin preluarea prerogativelor de director de îngrijiri medicale de către Lidia Ostahie, care a lucrat până acum la secția de psihiatrie și centrul de sănătate mentală a Unității Sanitare Romașcane. Schimbarea în echipa de conducere a spitalului a fost determinată de faptul că, pentru această funcție, legislația în vigoare impune ca postul să fie ocupat de un cadru medical cu studii superioare de scurtă durată, pe care fostul director de îngrijiri, Elena Chirilă, nu le avea. Noul director de îngrijiri medicale a lucrat timp de 22 de ani la Centrul de Sănătate Mentală a Spitalului și este absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității Brașov, specialitatea asistență medicală. După cum știți, domnul primar Lucian Micu a semnat dispoziția de numire în funcția de director de îngrijiri medicale din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, a directorului a doamnei asistente medicale, doamna Lidia Ostahie. Această numire se datorează faptului că fostul director de îngrijiri medicale nu mai îndeplinește cerințele cerute de lege și pentru ocuparea acestei funcții. Vreau să prezint noul director de îngrijiri medicale, pe doamna Lidia Ostahie, persoana care îndeplinește toate condițiile legale pentru a ocupa această funcție, adică studii superioare în domeniu, fiind absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania, Brașov, specializarea asistență medicală. Este încadrată la Spitalul Municipal de Urgență Roman din anul 1995, având o experiență de 22 de ani în domeniul asistenței medicale, desfășurându-și activitatea la secția de psihiatrie și centrul de sănătate mentală. Managerul spitalului speră în rapida integrare în echipa de conducere a noului director de îngrijiri medicale în vederea realizării indicatorilor de calitate și de utilizare a serviciilor medicale. Îmi doresc ca noul director de îngrijiri medicale să poată combina cunoștințele de specialitate printr-o colaborare strânsă cu asistentele șefe de secții, respectiv celelalte asistente și personalul auxiliar. Vreau ca directorul de îngrijiri medicale împreună cu doamna director medical să realizeze, să se implice pentru atingerea indicatorilor de calitate și de utilizare a serviciilor medicale pentru performanța Spitalului Municipal de Urgență Roman. Sper ca împreună să formăm o echipă puternică, dedicată zi de zi spre performanță. Vizibil emoționată în fața camerelor de luat vederi, noul director de îngrijire a vorbit despre principalele obiective pe care trebuie să le atingă în noua calitate pe care o va avea în conducerea spitalului. Mulțumesc, doamne manager, pentru prezentare. Ce pot să vă spun mai mult? Ca obiective am ca proiectele să fie continuate, proiectele deja începute de conducerea spitalului, asigurarea unei bune conduite terapeutice pentru bolnavi spitalizați și a unui climat favorabil pentru pacienți, astfel încât să avem un feedback pozitiv și chestionare de satisfacție pozitive. Să reușim să asigurăm materialele și aparatura necesară secțiilor de spital pentru desfășurarea în condiții optime a actului medical. Definitivarea lucrărilor Centrului de Sănătate Mentală de la Spitalul Vechi, după cum știți, și modernizarea secțiilor care au rămas, ORL, reumatologie și laboratorul de anatomie patologică. La întrebările jurnaliștilor dacă, după perioada de interimat de 3 luni, se va înscrie la concurs pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri medicale, Lidia Ostahie a declarat că are în vedere participarea la un asemenea examen de care nu a fost interesată până în prezent. Bineînțeles că da. De ce nu v-ați înscris inițial la concursul organizat de spital? Nu m-a interesat la momentul respectiv. Și acum de ce vă interesează? Mi-am schimbat planurile. Reamintim că funcția de director de îngrijiri medicale a fost ocupată până acum timp de 2 mandate de asistenta Elena Chirilă, care are doar studii post-liceale de specialitate. Aceasta a susținut examen de ocupare a postului, l-a promovat, dar atunci când a trebuit să încheie contractul cu managerul, Ministerul Sănătății a comunicat conducerii spitalului că, în conformitate cu noile acte normative, postul de director de îngrijiri medicale nu poate fi deținut decât de către un absolvent al Facultății de Medicină. În spitalul din Roman există doar 10 asemenea asistenți medicali. După 3 luni, Lidia Ostahie va trebui să dea un concurs de ocupare definitivă a postului pentru un mandat de 3 ani.